Dezastru ecologic pe un lac din comuna Corbeanca, aflat în apropierea Bucureștiului. Mii de pești au murit și plutesc pe apă. Deocamdată nu se știe ce a provocat această nenorocire. Tone de pești au fost deja duse la incinerator. În urma muncitorilor care au curățat o parte a lacului, pe mal au rămas grămezi de pește care au intrat în putrefacție. Tone de pește plutesc de câteva zile pe lacul de lângă Paradisul Verde, un cartier din Corbeanca. Primii pești morți au ieșit la suprafață vineri dimineață. Localnicii au chemat autoritățile care au luat probe din apă, dar până acum n-au ajuns la vreo concluzie. Pare să fie o lipsă de oxigen a unui anumit tip de pește, care e un soi invaziv, care a suprapopulat lacul și care a sfârșit-o în modul ăsta. Au fost mii de pești morți. Lacul este concesionat de omul de afaceri Cristian Țânțăreanu, care are casă chiar pe mal. Ei s-au sufocat. Peștele ăsta fitofac, cinezesc, e sensibil la treaba asta. Din lipsă de oxigen. De ce s-a întâmplat treaba asta? N-a plouat din toamnă. Poate trebuia să fac eu, dar nu crămeli aeratoare. Era o treabă complicată. S-a sufocat, asta e. Am trimis la incinerat o parte. Sute de pești plutesc și acum pe marginea lacului. Aici cei care au curățat lacul l-au aruncat pur și simplu pe mal să putrezească. Nu s-au mai îngrijit să-l și arunce la groapă sau unde l-or fi dus. E plin și aici și acolo și pe toată marginea lacului. Miroase de nu pot să respir. Mâine până în 12 să nu mai fie unul. Ei au sărit pe dracu. Cum erau să sară? Ăștia sară, într-adevăr, sară un metru și ceva, dar nu puteau. Nu sunt săriți, sunt aruncați, pur și simplu. Sunt aruncați, clar. Omul de afaceri susține că peștii de pe mal sunt abandonați de localnicii care au profitat de ocazie și au cărat tone acasă în aceste zile. Salba de lacuri a capitalei este o adevărată comoară. Instituțiile statului și oamenii locului ar trebui să înțeleagă valoarea. Iar dacă nu suntem în stare să folosim aceste locuri și să ne bucurăm de ele, măcar să lăsăm natura în pace. Pleci acum! Acum pleci, auziți? Nu trage, domnule, pe mine! De-a lungul timpului am arătat în repetate rânduri la știrile Pro TV și la România Te Iubesc cum mai multe cartiere și localități își deversează dejecțiile în lacurile din jurul Bucureștiului. Din păcate, de cele mai multe ori, cei care răspund de mediu și proprietarii de lacuri au rămas nepăsători. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.